Cunoașteți ce înseamnă sindromul coronarian acut și, dat fiind faptul că fiecare în geanta pe care a primit-o sau mapa pe care a primit-o are un CD unde sunt cele patru guideline-uri traduse în limba română cu amabilitatea Societății Române de Cardiologie, tot ce ține de ghiduri o să trec mai repede ca să ajungem la materialul propriu zis. Câteva elemente ce țin de incidența sindromului coronarian acut. Vedem că peste 100 de milioane, peste 1,5 milioane de americani au un sindrom coronarian acut pe an, 150.000 pe an în Anglia. Și păstrând proporțiile, ne așteptăm ca în România să fie aproximativ 50.000 de asemenea pacienți pe an. Vreau să vă comunic că în România, în secțiile și clinicile de cardiologie, se tratează anual aproximativ 250 și ceva de mii de pacienți cu diferite patologii și peste 40% din această patologie este patologia coronariană. O treime din acești pacienți au angină pectorală instabilă și ceilalți au infarct steme sau non-steme. Cheltuielile pentru sindromul coronarian acut sunt imense și în Statele Unite ale Americii ajung până la aproximativ 30 de miliarde de dolari anual, ceea ce înseamnă aproximativ 24 de miliarde de euro și vedeți diferite țări ce efort financiar imens fac pentru acest tratament. Tratamentul de reperfuzie și revascularizare este de diferite tipuri și noi o să ne oprim mai mult la cel de chirurgical, dar trebuie să menționăm faptul că în sindromul coronarian acut, cu cât mai repede efectuăm revascularizarea, cu atât mai mult câștigăm vieți omenești și asta înseamnă la fiecare 30 de minute de revascularizare mai precoce în sindromul coronarian acut, speranța de viață sau mortalitatea la 6 luni scade cu 7,5%. Majoritatea studiilor efectuate în ceea ce privește tratamentul sindromului coronarian acut vorbesc despre o scădere a mortalității în regimul mai agresiv de revascularizare miocardică, atât prin metodele invazive pe care le-au prezentat colegii noștri Dan Deleanu, doctorul Nedelciuc și doctorul Popovici, cât și din punct de vedere chirurgical. La prima vedere, parcă cheltuielile pentru tratamentul sindromului coronarian acut sunt mai puține sau tratamentul este mai ieftin atunci când îl tratăm medicamentos, dar numai la un an, vedem că acest tratament, vedeți, în acea zonă se egalează, chiar tratamentul medicamentos devine mult mai scump decât celelalte tipuri de tratament. Iar rezultatele au arătat, predecesorii mei au arătat că rezultatele sunt mult, mult mai dificile. În angina instabilă și în infarctul non-steme, majoritatea opțiunilor sunt cele de tratament invaziv. O să trec peste aceste elemente și peste algoritmi, după cum v-am spus, pentru că o să-i găsiți în gențele dumneavoastră pe care le-ați primit de la noi. Și o să vă anunț că în infarctul miocardic, în sindromul coronarian acut și partea cea mai dramatică a sindromului coronarian acut, cum este infarctul stemii, avem patru catastrofe pe care trebuie să le rezolvăm chirurgii, și anume defectul de sept interventricular, despre care va vorbi domnul conferențiar moldovan, rupe prietului ventricular, despre care s-a vorbit în tangențial și aseară, dar se va vorbi și despre disfuncție de rupere sau rupere de
pilier, anevrismul de ventricul stâng, care este o parte cronicizată, să zicem, a acestei catastrofe, și șocul cardiogen, probleme despre care vor discuta următorii conferențiari. O să mă opresc la angina instabilă, care este caracterizată prin cel puțin una din următoarele aspecte. Apare în repaus sau la eforturi minime cu durata de peste 20 de minute în absența administrării de nitroglicerină. Are un debut recent, sub 2 săptămâni sau sub o lună, și este crescendo. Experiența Institutului de Boli Cardiovasculare în perioada de studiu 2000-2012, dintr-un total de 1568 de pacienți operați cu bypass aortocoronarian, am avut 1220 de pacienți care aveau angină pectorală instabilă, ceea ce reprezintă aproximativ 78% din toți pacienții. Ne situăm destul de sus în baza de date a Societății Europene de Chirurgie Cardiotoracică, alături de Lituania, Cipru și Luxemburg, cu o incidență foarte mare a anginii instabile printre pacienții pe care îi operăm în clinicile noastre. Deci mai avem loc de tratament chirurgical și pentru pacienții cu angină stabilă sau pacienții stabili. Dar dat fiind faptul că în ultimii ani de criză am avut o finanțare precară în toate centrele de boli cardiovasculare din România, am fost nevoiți să asigurăm în primul rând urgențele și ceilalți pacienți au fost puși pe lista de așteptare. Pacientul pus pe lista de așteptare, la un moment dat, devine urgență și cheltuielile sunt mai mari. Numai că acest lucru trebuie să înțeleagă și cei care pun pixul și semnează pe bugetele care sunt repartizate institutelor de boli cardiovasculare. Deci, vedem aici că numai nordicii, cei din nordul Europei, au o incidență mai mare de angină instabilă decât noi, în timp în zona centrală de sud și de sud a Europei și cu atât mai mult în țările asiatice care fac raportare la baza de date europeană, această incidență este mai mică. Acestea sunt țările care raportează la baza de date europeană. Vârsta medie a pacienților pe care i-am operat noi este în jur de 60 de ani și vedem că este alături de Bulgaria, China, Republica Croația, așa, este mai mică decât în țări cum ar fi Germania, Belgia și Suedia. Dar și speranța de viață în aceste țări este mult mai mare decât în România. Vedem, noi ne situăm aici la în jur de 72,5-73 de ani față de 82,2-81,7 în Hong Kong și Elveția. Deci un pacient din România de 72 de ani este probabil echivalent cu un pacient de 82 de ani din celelalte țări de care v-am spus anterior. Care au fost factorii de risc pe care au avut pacienții luați la intervenție chirurgicală? Majoritatea pacienților au avut hipertensiune arterială și dislipidemie și vreau să remarc un fapt că trimitem frecvent rezidenți și studenți în zona rurală pentru a face un screening populațional în ceea ce privește bolile cardiovasculare și după rapoartele pe care le primesc, am constatat că peste 90% din populația rurală a României din județul Iași, deci din zona județului Iași, sunt hipertensivi, au tensiune de 170, 180, 200 de milimetri coloană de mercur și nu au nicio treabă, spun că se simt foarte bine decât au venit, că au auzit că au venit niște doctori frumoși de la Iași să-i vadă. Foarte frecvent, o treime din pacienți au avut diabet zaharat și o treime din ei au avut o disfuncție importantă de ventricul stâng, au fost în insuficiență cardiacă. Peste jumătate, peste 50%, 55% din pacienți au suferit unul sau mai multe infarcte acute de miocard, de la mai puțin de 24 de ore după infart au fost operați, până la peste 90 de zile. Ce este interesant, că în acest lot de pacienți, cei care au avut infarct acut de miocard, deci 81% aproape au fost tratați conservator.
Deci e o discrepanță din ceea ce a spus doctorul Dan Deleanu și ceea ce am constatat noi în lotul acesta de pacienți. Dar vreau să vă spun că datele sunt adunate din 2000 și acești pacienți, unii dintre ei, erau trecuți în primul diapozitiv pe care l-a prezentat doctorul Ion Popovici, nu în cel de-al doilea pe care l-a prezentat doctorul Dan Deleanu. 15,15% au avut PTCA și 6,9% tromboliză. Deci vorbim de pacienții care au venit la noi cu angină instabilă după aceste manevre în antecedente, în diferite perioade. Fracția de ejecție medie a fost de 53%, sub 30% au fost 8,13% din pacienți, până la 50% au fost 38% din pacienți și peste 50%, 51% din pacienți. Suprafața corporală medie a pacienților a fost 1,93 metri pătrați. Alte operații efectuate acestor pacienți au fost 17% din off-pump, numai la 3% din 0,29%. Balonul intraortic de contrapulsație intraoperator a fost folosit la 2,67% și 1,1% a fost inserat postoperator. Am avut un număr mediu de grafturi de 2,96%, diferite grafturi arteriale în Y, cu radială, cu două mamare și așa mai departe. Timpul mediu de intubare a fost 15 ore, practic, ziua operației, noaptea operației sau a doua zi de dimineață au fost detubați. Cu ventilație mecanică prelungită am avut 5,57%, iar 5% au necesitat reintubație pentru ventilație mecanică. Complicații renale am avut 4,23% de insuficiență renală acută, dar numai 1,78% au necesitat hemodializă. De asemenea, la mai mult de 72 de ore am avut 0,55% pacienți care au avut AVC și tot atâția pacienți au avut un accident vascular ischemic tranzitor. 37% au avut tulburări de ritm, iar drenajul toracic a fost menținut aproximativ 4 zile. 68% din pacienți au avut un suport inotrop pozitiv. Pentru reintervenție pentru sângerare au fost în 2,78%, deficiență sternală 2,5%, alte reintervenții 1,78%. Avem câteva complicații, cum ar fi 1,3% MSOF-ul, 1,3% sepsisul, 0,78% mediastinita, 2% infecție de plagă, complicații gastrointestinale 2,34%, 2,2% infecții urinare. Aici vreau să remarc faptul că a fost o perioadă când aveam niște sonde mai speciale și ne dădeau multe stricturi de uretră pe care... motiv pentru care a renunțat la ele, deci aici sunt acei pacienți care au fost în lotul respectiv. Rata mortalității în contextul anginei instabile a fost de 1,89% și am comparat-o la cei din bază de date europeană. În ultimii ani am încercat și continuăm să efectuăm preponderent revascularizarea total arterială, inclusiv la pacienții cu angină instabilă și, vedeți, în 2012, aproape 80% din pacienți au primit bypass-uri total arteriale, bypass-uri mixte în jur de 20% și numai un număr foarte mic de pacienți au primit bypass-uri total venoase sau numai venoase. Aceștia, în primul rând, erau pacienți care au mai avut, aveau o intervenție, să zicem, combinată pentru o intervenție valvulară, un anevriz de ventricul stâng sau mai știu eu ce, la care nu era afectată artera descendentă anterioară, pe un alt sistem. Două artere mamare au fost folosite în peste 60% din pacienți, ceilalți pacienți efectuându-se o arteră mamară plus o arteră radială, spre exemplu. În acest context ne situăm destul de bine după Grecia și Luxemburg în ceea ce privește numărul de grafturi arteriale multiple per pacient. Ce ține de leziunea de left main,
În experiența noastră, la cei cu angină instabilă, am avut 22,29% de pacienți cu leziune de left main, într-un număr de 336, cu o vârstă medie de peste 61 de ani, deci la acești pacienți vârsta a fost puțin mai mare, puține femei, peste 26% diabet zaharat, de asemenea, hipertensiunea și dislipidemia a prevalat, o fracție de ejecție medie, la fel cu în jur de 53%, și o rata a infarctului miocardic în antecedente mult mai mică decât la ceilalți pacienți din lotul numai cu angină instabilă. Urgența operatorie a fost definită atunci când pacientul a fost supus intervenției chirurgicale în aceeași zi sau în ziua următoare internării și aceștia au fost aproximativ 37,1%. Timpul mediu până la intervenție chirurgicală la alte categorii de pacienți a fost peste 4 zile. 16,8% din pacienți au necesitat alte intervenții chirurgicale cardiace concomitente, cum ar fi protezările valvulare, plastii mitrale, închidere de DSV sau ruptură de perete liber al ventriculului stâng sau anevrism de ventricul stâng. Numărul mediu de anastomoze a fost de 2,84, balonul intraortic intraoperator a fost inserat la 0,78. Pe tot lotul acestor pacienți, și aici vă spun, au intrat și pacienții până în 2005-2006, când noi am trecut la, să zicem, la o atitudine mai agresivă în ceea ce privește revascularizarea totală arterială, deci 33% din pacienți au avut grafturi total arteriale, 62% grafturi mixte și 3% în acești pacienți au avut numai grafturi, să zicem, venoase. Durata șederii în terapie intensivă a fost de 7 zile. Aici noi avem două tipuri de terapie intensivă. Avem terapie intensivă imediat postoperatorie și avem terapie intensivă postoperatorie, deci ținem pacienții care mai au nevoie să fie aspirați, deci au un drenaj mai mult, sau pacienți care au oarecare probleme. Durata șederii în spital per total a fost de 16 zile, ce este foarte mare, dar având în vedere area noastră de deservire, cei din orașul Iași și din împrejurim sunt externați la 7-9 zile postoperator, ceilalți care sunt din zone mai îndepărtate îi externăm un pic mai târziu, dat fiind faptul că din experiența noastră de la început ne vin cu diferite complicații pe care medicii din teritoriu nu pot să le managerieze. Ventilația mecanică a fost în medie la 17 ore, deci cu 2 ore mai mult decât la ceilalți pacienți cu angină instabilă. Reintubațiile și suportul ventilator prelungit în 7% din pacienți, aritmii mai multe decât în pacienții cu angină instabilă, dar fibrilația atrială s-a menținut în jur de 35%. Un pic mai multă insuficiență renală, 5,46% față de 4% la ceilalți, dar numai 1,56% au necesitat hemodializă. 2,34% pentru intervenție pentru deficiență sternală, 3,5% pentru sângerare. Mortalitatea în acest lot de pacienți a fost 2,34% față de 3,1% în EACTS, Adult Cardiac Database Report, și 2,4% în studiul Syntax. În concluzie, ideea principală în managementul sindromului coronar acut este revascularea cât mai rapidă a miocardului în ischemie. Și în funcție de ceea ce s-a vorbit până acum, PTCA-ul are prioritate în infarctul STEMI și în unele forme non-STEMI, iar bypass-ul aortocoronarian atunci când se poate amâna un pic această intervenție. Este de preferat pentru chirurgi întreruperea administrării antiagregantelor preoperator, cu toate că unele ghiduri sau majoritatea ghidurilor recomandă întreruperea cu clopidogrel cu 5-7 zile preoperator și păstrarea aspirinii cu o rată mai crescută de sângerare la acești pacienți, dar numai noi știm ce înseamnă să operezi 2 cazuri sau 3 pe zi și după aia noaptea să începi să reintervii pentru sângerare. Singura opțiune indiscutabilă este infarctul acut, miocardic acut cu complicații mecanice, cum ar fi insuficiență mitrală acută, DSV, o ruptură de perete liber ventricular, tamponada cardiacă, coronarografie preoperatorie
este de asemenea recomandată pentru toți acești pacienți și despre aceste cazuri se va vorbi ulterior. Momentul optim al resfărzării este diferit atât pentru bypass ortocoronarian cât și pe DCI. Aceste concluzii revin și din diapozitivele pe care eu le-am dat mai repede pentru că să economisim timp. Beneficiul PTCI este legat de intervenție pe coce, dar limitată la leziunea responsabilă, după care urmează, desigur, revascularizarea chirurgicală. Beneficiul bypassului aortocoronarian este maxim când pacientul este operat după stabilizarea medicală, realizând o revascularizare completă. Institutul de Boli Cardiovasculare Iași promovează o abordare totală arterială de vascularizare miocardă, chiar și la pacienții instabili, cum sunt cei cu stenoză semnificativă de Lehmann și cei cu angină instabilă, cu rezultate postoperatorii favorabile. Rata scăzută de discență sternală și de mediastinită susține utilizarea a două artere mamare interne. În ciuda complexității chirurgicale sporite înregistrate în lotul nostru de studiu, de aproximativ 17% din pacienți au necesitat și alte proceduri chirurgicale în lotul cu Lehmann, și 17% în cei cu angină instabilă, mortalitatea înregistrată a fost mai scăzută decât cea raportată în baza de date europeană. Sindromul coronarian acut este o patologie care necesită multe resurse financiare și umane, fiecare manevră și intervenție trebuie foarte bine justificată și aici mă apropie de ceea ce spunea domnul profesor Vlad Iliescu cu laboratoarele de cătriz cardiac sau angiografele care stau pe undeva încă puse în funcțiune, dat fiind faptul că lipsesc specialiști în aceste centre. Costurile variază foarte mult în funcție de tratamentul ales, dar la distanță, diferențele dintre cheltuieli scad semnificativ. Vă mulțumesc pentru atenție.